Iași. Hai să pregătim împreună o supă rapidă și plină de arome orientale. Îți voi arăta cât de ușor se face. Supa cremă de linte, însoțită de bucățele crocante de lipie, este plină de vitamine. Ai nevoie de 300 de grame linte roșie, o lingură sare grunjoasă, un morcov, 2 tije de țelină, un păstârnac, 2 șalote, 2 căței de usturoi, 2 linguri de ulei, 150 de ml smântână de gătit, 25 de grame de unt, sare și piper după gust, o linguriță paprika dulce, o jumătate de linguriță chimen și chimion măcinate și jumătate de linguriță de mentă uscată. În plus, mai ai nevoie de lipie libaneză pentru servit, ulei pentru prăjit lipia și un fir de ceapă verde pentru decor. Mai întâi trebuie să prepari o supă de legume. Curăță morcovul, păstârnacul și țelina, spală-le și taie-le rondele, apoi pune-le la fiert în 2 litri și jumătate de apă. Pune peste linte sarea grunjoasă, adaugă apă călduță și amestecă ușor. Aruncă apa și clătește bine cu apă rece de 2 ori. Astfel va ieși tot amidonul și va fi curată. Lasă apoi lintea în apă rece să se înmoaie până se fierb legumele. Când s-au înmuiat, oprește focul și lasă supa deoparte. Taie ceapa și usturoiul mărunt și pune uleiul încins într-o crăticioară, apoi călește-le ușor până devin translucide. Presară chimenul amestecat cu chimionul, paprika dulce și sare și piper după gust. Toarnă 2-3 polonice de supă de legume, scurge lintea și pune la fiert. Adaugă apoi legumele fierte și mai completează cu supă de legume. Pune capacul la oală și lasă să fiarbă 20 de minute sau până când lintea este moale. Strecoară o parte din zeamă și pasează supa cu un blender vertical. Adaugă untul, smântâna încălzită și menta uscată. Dacă mai este nevoie, mai adaugă supă de legume până ajungi la consistența dorită. Potrivește din nou de sare și piper și supa este gata. Pentru servire, taie lipia pătrățele și prăjește un ulei încins, apoi las-o la scurs pe șervețele de hârtie ca să absoarbă uleiul în exces. Este un deliciu supa aceasta și sper să o încerci și tu! Dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos! Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.